Bună dimineața tuturor, bine ne revenim într-o nouă conferință de presă. Așa cum am anunțat și la sfârșitul săptămânii trecute pe o rețea de socializare, am primit o propunere din partea unui romașcan care lucrează în străinătate și care și-ar dori ca pe perioada concediului de vară să poate să-și trimită copilul la cursuri pentru a primi meditații la limba și literatura română, inclusiv partea de gramatică. Noi am achiesat la această idee, în primul rând, pentru a fi promovată, să identificăm și un spațiu și eventual să găsim și profesorii interesați să se implice în acest demers. Așa cum bine știți, am mai avut astfel de tentative și în trecut, însă interesul din partea elevilor a fost destul de scăzut. Acum, pe două grupuri din această rețea de socializare, au fost pe un grup circa 60 de persoane, pe un altul cam 110, care s-au arătat interesate de acest proiect și noi am vrea să vedem dacă și ceea ce s-a exprimat în mediul online va avea un corespondent în viața reală, astfel încât în aceste zile vom demara procedura de înscriere, vom face public acest lucru și în condițiile în care vom avea un număr semnificativ de copii care se vor înscrie, vom demara această activitate. O preocupare constantă a mea o reprezintă întreținerea locurilor de joacă și utilizarea lor corespunzătoare. De aceea, și în urma sesizărilor primite din partea cetățenilor, dar și a dumneavoastră, am solicitat poliției locale să intensifice controlele la locurile de joacă, astfel încât să preîntâmpinăm degradarea acestora. Vom aplica direct amenzi pentru cei care consumă băuturi alcoolice, fumează sau mănâncă semințe în aceste locuri de joacă și de asemenea îi vom atenționa pe copiii care nu mai au vârsta adecvată pentru a le folosi să se conformeze acestui lucru. De asemenea, o altă problemă care s-a ivit la nivelul comunității este ridicată de respectarea programului de funcționare la unitățile de alimentație publică, în special cele de la parterul blocurilor. Am dispus de asemenea o acțiune care să verifice legalitatea acestor activități și respectarea programului de funcționare conform autorizațiilor emise de Primăria Municipiului Roman. De asemenea, în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice, suntem în fază finală și de evaluare a aplicației pentru programarea online a căsătoriilor. Mai avem de remediat câteva aspecte și sperăm noi ca în maxim două săptămâni această aplicație să fie deja funcțională și romașcanii care doresc să se cunune să aibă la dispoziție și această posibilitate de programare online la Serviciul de Stare Civilă pentru oficierea cununiilor civile. Într-o primă etapă va fi disponibil acest serviciu doar pentru weekend, sâmbetele și duminicile și ulterior, dacă va fi cazul și vor fi solicitări, vom putea extinde și pentru a efectua aceste cununii civile și în timpul săptămânii, însă problemele cele mai mari sunt în weekend, atunci când marea majoritate a romașcanilor care decid să se căsătorească își fixează aceste cununii civile.
În ceea ce privește investițiile de pe raza Primăriei Municipiului Roman, ne referim aici la acel program de amenajare alei parcări. După ce am finalizat parcarea din Gloriei, am intrat încă de la sfârșitul săptămânii trecute la parcarea de pe Ștefan cel Mare, blocul 4, o zonă care va fi complet modernizată și resistematizată. Și am fost și eu la fața locului încă din primele zile înainte de a demara lucrările. Am convenit împreună cu reprezentanții asociației de proprietari modalitatea în care să se sistematizeze această zonă, astfel încât să păstrăm și o zonă de spații verzi, să păstrăm și cât mai mulți copaci, marea majoritate a copacilor de fapt îi vom păstra, și în același timp să avem și o zonă care să permită o circulație fluidă în zonă. Și de asemenea îmi doresc ca în această zonă mașinile să nu mai parcheze în fața scărilor de bloc. Sunt și ceva probleme cu infiltrațiile la rețeaua de canalizare. Toate vor fi sistematizate cu această ocazie, astfel încât acea zonă să fie complet modernizată. Așa cum ați văzut dumneavoastră la sfârșitul săptămânii trecute, am avut o ședință de Consiliu prin care am aprobat mai multe documentații pentru obținerea de finanțări, o parte dintre ele finanțări cu fonduri europene, și am reușit deja depunerea proiectului pentru Școala de Artă Sergiu Celibidache, pentru construcția unei grădințe noi în cartierul favorit, și astăzi se încarcă ultimele documente pentru reabilitarea corpului de la Roman Vodă. Însă, în același timp, încercăm și atragerea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării. E vorba de construcția acelui complex de locuințe sociale, 56 de locuințe sociale în zona Islazului, un proiect de aproape 8 milioane de lei, care, dacă va fi câștigat, va veni în sprijinul administrației publice locale pentru a mai rezolva din problemele pe care le avem în ceea ce privește lipsa locuințelor sociale de pe raza municipiului Roman. De asemenea, continuăm și cu celelalte proiecte cu finanțare europeană. În cursul acestei săptămâni, cel mai probabil miercuri, vom avea o formă finalizată în proporție de 90% a proiectului pentru automatizare și pentru schimbarea iluminatului tip LED, urmând ca noi să mai îndeplinim câteva proceduri birocratice și ulterior, într-o proximă ședință de Consiliu Local, să aprobăm și acest proiect. Și de asemenea lucrăm și încă pentru 4 proiecte cu finanțare europeană pe axa 13, alături de celelalte proiecte care vor fi finanțate din împrumut și care în perioada imediat următoare, o parte dintre ele vor fi finalizate și ulterior scoase la licitație pentru proiectare și execuție. Ca element de noutate, vreau să vă informez faptul că, deși într-o primă etapă am propus ca termen de începere a lucrărilor pentru parcarea de la Roman Vodă sfârșitul lunii iulie, având în vedere procedurile birocratice pe care trebuie să le îndeplinim și perioada scurtă până la organizarea Festivalului Diasporei, am luat decizia să amânăm începerea lucrărilor pentru data de 1 septembrie, astfel încât în condiții normale să putem desfășura Festivalul Diasporei tot în parcarea de la Roman Vodă, de această dată, să spunem, nemodernizată, dar începând cu luna octombrie, când vom finaliza lucrările, să putem desfășura mare parte din activități în această zonă. Și sigur, așa cum vă spuneam, îmi doresc, începând de anul viitor, pentru început, duminica,
toată această parcare să fie închisă circulației publice, astfel încât copiii împreună cu părinții și împreună cu autoritatea publică locală și cei interesați să putem să identificăm soluții pentru petrecerea timpului liber. Și dacă tot vorbim de timpul liber, în această săptămână și din cauza avertizărilor meteorologice care au existat pentru săptămâna trecută, știți foarte bine că am luat decizia amânării festivalului Zargidava pentru a ne bucura împreună cu toții de acest eveniment inedit pentru Roman. Doresc foarte mult ca un număr cât mai mare de romașcani și nu numai, pentru că am primit reacții foarte pozitive și de la alte localități din județ, dar și din alte județe legate de organizarea acestui festival. Condițiile meteo trebuie să fie dintre cele mai bune pentru a ne permite desfășurarea în condiții normale a acestui festival și împreună să putem să vedem din obiceiurile și tradițiile strămoșilor noștri, să învățăm arta războaielor și până la urmă să ne bucurăm de natura pe care ne oferă această frumoasă zonă a cartodromului, care, așa cum știți, ulterior va fi reabilitată și aceasta prin amenajarea parcului Zăvoi. Și tot în această săptămână am programat pentru vineri o zi specială în strand, o petrecere în strand, la fel cum am organizat și în anul trecut. Sperăm vremea să țină cu noi, astfel încât un număr cât mai mare de romașcani să ne vină alături. Vom avea un DJ care va întreține atmosfera, mai multe reprize de băi cu spumă și activități de mișcare atât în aer liber cât și în apă, concursuri de not, concursuri de volei. Iar toți cei care doresc să mai vină cu propuneri pentru a îmbunătăți activitatea de vineri, sunt așteptați să o facă, astfel încât împreună să ne putem bucura de o zi cât mai frumoasă în strand și un număr cât mai mare de participanți la acest eveniment. Iar pentru final mi-am propus să vă informez asupra unei activități pe care am avut-o săptămâna trecută la Primăria Municipiului Roman, unde am avut o ședință de lucru cu mai multe ONG-uri active din Municipiul Roman și care și-au manifestat intenția de a se implica pentru ca Romanul să candideze pentru titlul de capitală a tineretului în 2020. Și chiar dacă am avut unele comentarii total pesimiste vis-a-vis de acest proiect, vreau să vă spun că energia pe care am văzut-o la acești tineri, cred eu că poate reprezenta un argument pentru ca acest obiectiv să fie atins. Sunt cel puțin 10 asociații de tineri care sunt interesate să se unească într-o fundație și care să conceapă un proiect amplu și care să atragă cât mai mulți tineri, dar nu numai tineri, pentru că este un proiect care se adresează întregii comunități. Și așa cum vă spuneam, eu am foarte mare încredere în generația tânără și de asemenea am încredere și în acești tineri care sunt foarte entuziaști în a se implica în acest proiect și sunt convins că se vor dedica întru totul astfel încât acest titlu să vină la Roman. Noi, ca și autoritate publică, le vom oferi tot sprijinul de care au nevoie și de asemenea încurajăm și pe viitor orice gen de activități pe care doresc să le facă, vor primi sprijinul din partea noastră, pentru că eu îmi doresc ca tinerii din Roman să se implice în cât mai multe activități care sunt atractive pentru ei. Ei cunosc până la urmă cel mai bine pulsul și dorințele pe care le au fiecare dintre ei și noi nu vom face altceva decât să-i sprijinim. Ca și termen, ei au data de 16 iulie pentru depunerea proiectului și, desigur, din momentul în care se va declara câștigător municipiul Roman,
vom face cu toții eforturi pentru a asigura bugetul necesar și de asemenea și să-și ducă la bun sfârșit activitățile pe care și le-au propus, atât pentru ei, dar cât și pentru ceilalți tineri din comunele limitrofe care până la urmă își desăvârșesc studiile la Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi și pe mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. Referitor la cursurile de limbă română, mai este timp de organizat? Nu e cam... Bineînțeles că este timp. Marea majoritate a românilor care lucrează în străinătate vin acasă în luna august. Noi, practic, pentru luna august vom gândim acest proiect pentru a fi implementat. De aceea, până la sfârșitul acestei săptămâni vor avea un termen pentru a se înscrie în mod efectiv și pentru a ști mai departe dacă acest proiect va fi implementat sau nu. Și înscrierea aceasta ar reprezenta o garanție în așa că dumneavoastră să faceți pași mai departe. Măcar un pas în vederea implementării proiectului, sigur. Dar în același timp, faptul că vine luna august și să fie o mare aglomerație peste tot în buletine, pașapoarte și mai departe, vă determină cumva să prelungiți programul sau să luați alte măsuri, să discutați despre din punctul nostru de vedere, vreau să vă zic că în momentul de față Direcția Locală de Evidență a Populației funcționează în parametri normali. Nu am avut sincope anul trecut care să determine prelungirea programului, însă în cazul în care situația o va impune, cu siguranță vom lua și această măsură. Însă sunt convins că prin acest serviciu de programare online, care este deja funcțional, cât și prin acele bonuri de ordine care se dau, activitatea se poate desfășura în condiții normale. În prima etapă spuneați că referitor la programarea online pentru stare civilă, va fi disponibilă doar pentru weekend. Cam cât durează oficiile unei căsătorii dacă are loc la setul casei căsătoriilor? Adică știu că, spre exemplu, când vrem să ne facem o nouă carte de identitate, în 7-8 minute se rezolvă și vine următorul. Da, aici oficierea în sine a căsătoriei durează câteva minute, sunt ulterior câteva. Da, noi încercăm atunci când timpul ne permite și nu este un volum foarte mare de căsătorii, programările să le facem din jumătate în jumătate de oră. Știm însă că, din păcate, în luna august există un volum mult mai mare de activitate și atunci programările vom încerca a fi făcute din 15 în 15 minute, doar atunci când, vă spuneam, numărul de cereri este foarte mare. În rest, vom încerca să păstrăm acest timp de 30 de minute, astfel încât cei care vin acolo să se poată bucura în liniște de oficierea unui cununi. Și dacă vor să facă căsătoria în altă parte decât la casa căsătoriilor, se vor putea programa online? Sau vor sigur, prin programarea online este unul din aspectele pe care le-am remediat acum în urma analizării aplicației. Pe lângă ziua și ora pe care și-o doresc, pot să-și aleagă și locația. Festivalul Diasporei va avea loc în parcarea de la Roma Bodo, pe care ne-a menajat. Spuneți dumneavoastră, din cauza birocrației nu s-a putut da un termen de nu, e vorba de obținerea autorizației de construire, finalizarea proiectului tehnic și așa mai departe. Și atunci, decât să riscăm și să forțăm lucrările pentru festival, am preferat această decizie de a demara lucrările după festival și să amenajăm, pentru că e o zonă destul de aglomerată și chiar ne dorim să iasă un proiect reușit în zona centrală a orașului. Mulțumim. Am constatat dimineață cu plăcere faptul că în piața din fața muzeului de artă deja s-a montat un coș pentru depozitarea dejecțiilor de animale. Mă interesează în câte locuri din oraș au fost montate asemenea coșuri și dacă acestea sunt suficiente și mai ales cum putem determina populația care
absolut nu a, sau puțină din populația din Roman a achesat la acest, la acea hotărâre de consiliu local. Ce da. Se poate face pentru a determina oamenii să fie civilizați totuși? Noi am demarat mai multe campanii ale poliției locale, care săptămânal au câte o tematică. Vom relua în viitor și această tematică a persoanelor, a câinilor cu stăpân, astfel încât să îi facem în primul rând pe cetățeni să înțeleagă că au anumite obligații în urma acestor parupede și există anumite responsabilități pe care trebuie să ne le asumăm cu toții. De regulă, până acum, procedura a fost prima de aplicarea unui avertisment și abia la a doua abatere să fie aplicată și o amendă. E clar că aici trebuie să ne implicăm cu toții, autorități publice locale, poliție locală, dumneavoastră, mass media, astfel încât cu toții să conștientizeze asupra faptului că ne dorim cu toții și noi cei care suntem adulți, dar și copiii care mai merg printr-un parc, să poată să se bucure cu toții de natură. Ca și perspectivă vreau să vă spun că așa cum am amenajat în complexul sportiv de agreme Moldova o zonă de plimbare a cățeilor și am deschis o poartă nouă înspre blocurile anele, înspre punte, tocmai pentru a facilita accesul celor cu câini în acea zonă. Mă gândesc foarte serios pentru anul viitor să amenajez o astfel de zonă și în parcul municipal. Voi încerca să identific un loc unde posesorii de câini de companie să se poată plimba, să-i lase chiar liber, astfel încât să le oferim și lor condiții pentru a-și plimba aceste animale. Câte asemenea poșuri au fost montate rețele? Nu am această informație. Știu că avem în mai multe zone, avem în zona bibliotecii, avem aici în parc, de regulă în zonele în care știm că persoanele își plimbă animalele. Spuneți-mi, cu cât a dejmuit ploaia din ultima săptămână sau din ultimele ploile din ultime săptămâni, ca să vin la ștrat, în raport cu cele de anul trecut, când știți că s-au da. Din păcate, am avut ploi aproape în fiecare weekend și nu ne-am putut bucura niciunul dintre noi de o vreme frumoasă. Noi sperăm ca totuși vremea să revină și ștrandul să fie în continuare un punct de atracție pentru toată lumea și, bineînțeles, în același timp să genereze și venituri care vor merge toate către partea de întreținere a zonei de bazine. Te-a raportat că am trecut cam la jumătate? Nu am făcut încă o analiză. Trebuie să plecăm și la premiza că abia s-a terminat și bacalaureatul. S-a văzut în zilele cu vreme bună, s-a văzut o fluență destul de mare de persoane. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am avut peste 2000 de clienți în zona de bazine, aproximativ 30.000 de lei încasându-se din această activitate. Apropo de examenele finalizate, probabil că veți demara din perioada imediat următoare igienizările în școli. Aș vrea să ne faceți precizări cam care sunt lucrările la care va interveni primăria, cum se realizează igienizarea în restul școlilor. Da, eu am avut o discuție cu directorii unităților de învățământ. În ceea ce privește igienizarea unităților de învățământ, exceptând lucrările de amploare, acestea sunt în sarcina unităților de învățământ și mare parte dintre ele, să știți că fac acest lucru. Noi intervenim în investițiile de amploare și vreau să vă spun că în acest an vom reabilita toate platformele, aleile și parcările de la unitățile de învățământ, urmând ca anul viitor să reabilităm terenurile de sport. În acest sens, aveți cunoștință, știți
că vara există la nivelul municipiului o singură unitate cu program prelungit în acelea de... Pentru grădințe. Aveți idei care este aceasta? Nu știu exact care dintre grădințe este, dar știu că există o grădință, la fel ca în fiecare an. Nu țin neapărat de procesul educațional, nu ține de Primăria Municipiului Roman, noi doar... Dați informat ca și administratorul ca și, nu, administratorii spațiilor sunt chiar unitățile de învățământ, noi suntem proprietari. Și nu mai am nici copiii mici, că dacă îi aveam, vă spuneam. Care sunt școlile care au nevoie de fonduri serioase pentru reparații capitale la care trebuie să intervenim noastră cu șantiere și... În momentul de față nu avem așa ceva. Există câteva unități care au nevoie de intervenții. Noi le-am făcut deja o inventariere a acestora. La unele dintre ele vom încerca să intervenim noi. E vorba de cartierul Danubiana, de grănița de la Danubiana, acolo unde sunt probleme cu infiltrațiile și deja am trimis o echipă în zonă pentru a identifica care sunt soluțiile. Vă spuneam, probleme majore de infrastructură școlară noi nu avem, mai ales acum prin depunerea și acestor proiecte și prin reabilitarea anul viitor a încă două grădinițe și a corpului B de la școala Vasile Alexandrii, plus încă două proiecte cu finanțare europeană pe care urmează să le depunem pentru școala Carol și școala 2 din cartierul Petru Radeș. Stăm destul de bine din punct de vedere a infrastructurii. Dar la acea întâlnire cei din conducerea școlilor tocmai multe la șarpante, la... Nu sunt așa de multe pe cât lasa să înțelege. E vorba punctual de câteva aspecte. Deja am trimis acolo echipe. Nu vorbim în momentul de față de investiții majore în aceste unități de învățământ. Vă spuneam, în acest an, e ceea ce le-am transmis și lor, ne vom axa foarte mult pe acele platforme și alei din incinta școlilor, care nu au mai fost reabilitate de foarte, foarte mult timp. Ați spus că treceți la înlocuirea iluminatului la energie. Nu, depunem un proiect cu finanțare europeană pentru extindere, automatizare și schimbare pe tip LED. În acest moment, cum stați în ceea ce privește compensarea energiei produse la microhidrocentrale cu ceea ce vă dădea Delgazul, parcă acum aveți contract? Da, am semnat contract cu Delgazul, însă momentan, având în vedere faptul că fostul contract a fost denunțat unilateral de cel care câștigase licitația, noi am încheiat momentan doar pentru achiziție un contract cu Delgazul, urmând ca ulterior să luăm o decizie și în ceea ce privește energia furnizată de microhidrocentrală. Stadiul implementării de către ROSAM la programul de colectare selectivă, am văzut că nu în toate au reușit operatorul ca în toate platformele. Da, noi am predat, noi am reabilitat, am reparat și am pus acele pane de asfalt pentru a putea avea un acces mai ușor pe platforme. Am predat toate aceste platforme gospodărești către ROSAL. Am mai îndeplinit și o parte din obligațiile noastre în ceea ce privește achiziția a 253 de containere. Am achiziționat circa 170 momentan. Vom mai achiziționa ceea ce ne revine nouă ca și obligație. Restul mai departe e Consiliul Județean cel care gestionează problema deșeurilor la nivelul județului, de aceea noi oferim tot sprijinul, în primul rând, cetățenilor pentru a avea soluții decente pentru depozitarea deșeurilor. Vrem să conștientizăm cât mai multă populație asupra necesității colectării selective, dar acesta va fi un proces de durată și care necesită o implicare foarte activă din partea tuturor. Mulțumesc! Și o întrebare legată. Vă face pomii adobâți în cimitir, tăiați, făcuți, nu știu că au apărut pe Facebook tot felul de chestii, dar întâmplarea a făcut ca joia 11 să fiu acolo în zonă la o slujbă de pomii și chiar am văzut. Am făcut și eu câteva fotografii pentru amintire, așa să le-am luat. Sunt convins mări de alte chestii, sunt autorizații la direcția agricolă de la
direcția silvică, vă vedem unde rupe. Eu cred că dacă, e numai când ai bom să mai facă fenci, ale vei erau din mai duce. Și practic am distrus. Da, cine? Acolo firma care a operat, cu siguranță își va asuma și reparații. Asta vă spune. Da. Își asumă cineva? Bineînțeles. Obligatoriu, sigur. Reparațiile, nu? Reparații. Da. Mulțumesc. O singură întrebare legată de indicatoarele de circulație din Roman. Mă gândesc că sunt situații în care noi, ca roașcani, circulăm mai mult pe bază de obișnuință. Știi că încolo ai voie, încolo ai voie și așa mai departe. Dar în ultima vreme vedem, exemplu aici, la Casa de Cultură, semnul ăsta de acces interzis către Cuza Vodă. Da, pe Libertății, deci, probabil, da. Doar nu de cei care vin dinspre hotel fac stânga și intră pe interzis. Păi da, dar nici n-au cum să, pentru că marcajul nu este pentru făcut stânga. Deci, în primul rând, încalcă regula pe linia continuă. Este linie continuă. Nu e continuă. A, întreruptă că iese cei din parcarea de la Roma Vodă. Ok, vom monta un interzis la stânga. Ok. Pe lângă asta, vă spuneam, există un program de verificare, mă trimite la altă întrebare, de verificare a indicatorului de circulație? Săptămânal. Care sunt vizibile sau... Săptămânal. Săptămânal, îndreptat, reparat, vopsit. Și dacă cineva sesizează o situație în care indicatorul nu este vizibil, ce poate face? Ne poate anunța pe noi la primărie, ori pagina de Facebook a primăriei sau din momentul în care vom avea disponibilă aplicația pe aplicație. Mulțumesc. Da. Astăzi este programată revenirea loturilor la CSM și la... Mâine este la handball și spre sfârșitul săptămânii la fotbal. Fusese anunțată pentru data de nou? S-a schimbat pentru că în lumea handbalistică a avut loc un eveniment ieri la Constanța, a fost jucătoarea Romanului Alexandra Iovanescu s-a măritat și atunci de comun acord antrenorul și cu jucătoarele au luat decizia care unirea să aibă loc mâine, dar parte din jucătoare încep să vină deja de azi. Momentan nu avem nicio noutate față de ceea ce s-a spus la acea conferință de presă. Dacă vor mai apărea, sigur că în timp util vă vom mai comunica despre ce este vorba. Oricum, din punct de vedere financiar, echipele și de handbal și de fotbal sunt asigurate pentru viitorul sezon. Da, noi vom asigura finanțare, deși va fi nevoie și de o rectificare de buget, vom aloca sume de bani necesare desfășurării în condiții normale a activității sportive. Eu mai subțire pentru tema. Dar vreau să mă întreb cu trecerea la nivel, mai ales ce anotești, n-am citit. Cu trecerea la nivel, iarăși s-a schimbat modificarea în sensul în care atât Oscar cât și Holcimu au purtat discuții cu CFR-ul să utilizeze doar linia din mijloc și doar aceea să fie reabilitată. Eu am purtat o discuție cu cei de la poliția rutieră. Urmează să reia și ei discuțiile cu CFR-ul și eventual chiar și cu Marsatu. Poate vor ajunge la un consens astfel încât să fie folosită doar o linie de cale ferată, celelalte două să le anulăm și astfel să fie reabilitată doar una. Dar sunt discuții care încă se poartă. Am înțeles că e preconizat totuși o activitate lumea. Nu mai este, s-a amânat. Era acumulat cu carturi să facă și ce... Da, tocmai e ceea ce vă spuneam, deși într-o primă etapă Oscarul luase decizia reabilitării a primei linii dinspre municip. În urma discuțiilor pe care le-au avut, am înțeles că își vor monta niște macaze și se va folosi doar linia din mijloc. Da. Sunt întrebări. Aici, în parcarea de la Roma Vodă, vin seara, mai ales în weekend, tinerii care au mașini și se întâlnesc. Problema e că se întâlnesc. Problema e că mănâncă semințe și lasă coruri de pe jos. Okay. Lasă ambalaje și nu doar ambalaje de dulciuri.
Am înțeles. Și apropo de întrebarea colegului cu marcajele, tot pentru cei care nu sunt din oraș, dacă mergem pe Cuza Vodă dinspre Bulevardul Roman Ușar către Rama, este acolo pe dreapta, se poate intra sau nu se poate intra, pentru că e indicator de interzis. Păi e indicator de interzis, dar nu se vede foarte bine, okay. Și nu se intră acolo, deși nu se păstrează. Nu, că nu se păstrează e altceva, dar de vizibil, vă spun eu că e foarte vizibil. Acolo poliția rutieră, eventual, dacă mai aveți discuții cu ei, pentru că ei au competență și pentru a sancționa. Lumea e foarte agitată, foarte nervoasă, deci văd tot timpul faze. Păi, dacă nu respectă indicatoarele de circulație, eu vă dau un alt exemplu și unde mă bucură foarte mult că și funcționează destul de bine. E vorba de acele străzi din zona Eternității, din zona parcului. Deja funcționează foarte bine sensurile unice. Toată lumea s-a obișnuit și le respectă. Aici, sigur, e treaba poliției rutiere, până la urmă, unde nu se respectă regulile de circulație, semnele de circulație, să acționeze. Da, eu, oricum, voi dispune și o nouă verificare a tuturor acestor. Se poate dubla acel indicator ca marcaj șosea? Păi nu, depinde de... E ceea ce, într-o primă etapă, și eu m-am gândit că ar fi trebuit să fie semn de linie continuă, însă este ieșirea din parcarea de la Roman Vodă și e normal să fie linie întreruptă. Nu, indicatorul propriu-zis va fi dublat de un indicator la pizzeria acolo în colț de interzis la stânga. Ca să-l dublăm pe cel care e acolo. Poate problemele astea poate organizați o întâlnire comună cu Comisia de Circulație. În cadrul Comisiei de Circulație. Le voi propune. Să venim și noi și mai zicem și noi un alta. Poate iau în calcul. Da, mulțumim. O săptămână bună.